Apelul la 112 a venit în jurul orei 20. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale cu apă și spumă. Când au ajuns salvatorii, focul se manifesta la nivelul acoperișului. Din primele cercetări, se pare că focul a fost provocat de un coș de fum deteriorat. În incendiu au ars acoperișul casei pe o suprafață de 70 de metri pătrați, materiale textile, mobilier și elemente electrocasnice dintr-o cameră și un hol. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul incendiului.